Delegația reghineană aflată în vizită în Republica Moldova săptămâna trecută s-a bucurat de frumusețile rare existente în Ungheni, oraș înfrățit cu municipiul nostru. Vizita a avut la bază relația de înfrățire a celor două localități. Pe lângă manifestările culturale organizate, musafirii au fost invitați și să viziteze cele mai reprezentative obiective. Printre acestea se numără podul Eiffel, o punte pe care localnicii din Ungheni o numesc după turnul Eiffel, care aici pare să fie culcat. Podul metalic construit de marele arhitect Giuseppe Eiffel este un pod care leagă orașul Ungheni din Republica Moldova de comuna Ungheni din România. A fost proiectat, după cum v-am spus, de către arhitectul francez Gustave Eiffel în perioada 1876-1877, cel care a proiectat și turnul Eiffel din Paris. În anul 1872, la București, a fost încheiată Convenția Româno-Rusă privind joncțiunea căilor ferate și de aici a apărut și necesitatea de a construi un pod rezistent peste Prut. Deși este de o frumusețe rară, acesta nu poate fi admirat de turiști, fiindcă este situat în zonă de frontieră. Podul a intrat în istorie sub numele de Podul cu Flori. În 1990, odată cu căderea Cortinei de Fier, românii de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit pe acest pod, aruncând cu flori și, exact cum v-am spus, a rămas în istorie cu numele de Podul de Flori de peste Prut. Delegația reghineană a petrecut 5 zile în Republica Moldova, iar impresii și imagini de la această deplasare veți putea urmări în programele Dareghin TV din cursul acestei săptămâni.